În luna septembrie anului trecut, Andrei Maior a fost condamnat de judecătoria Zalău la un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani. 2 luni mai târziu, Curtea de Apel Cluj a înjumătățit practic sentința primarului din Crișeni și l-a condamnat pe Andrei Maior la 6 luni de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni. Problemele primarului cu legea au apărut după ce în luna februarie Agenția Națională de Integritate a dat public un raport prin care îl găsea pe edil în conflict de interese pentru că și-a angajat fiul în funcția de consilier la primărie. Potrivit comunicatului ANI de atunci, Andrei Maior a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât în perioada 8 noiembrie 2010-1 noiembrie 2013 a semnat, în calitate de primar, dispoziția de numire a fiului său în funcția de consilier al primarului, precum și contractul individual de muncă al acestuia. ANI susține că Andrei Maior nu a respectat dispozițiile articolului 76 alineatul 1 din legea numărul 161/2003, potrivit cărora primarii sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție în exercitarea funcției care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său, ori rudele sale de gradul 1. De asemenea, prin aprobarea și semnarea actelor administrative prin care fiul său a fost angajat pe postul de consilier, Andrei Maior a încălcat și dispozițiile articolului 301 din noul Cod Penal al României, potrivit cărora fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut direct sau indirect un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă, ori pentru un afin până la gradul 2 inclusiv, sau pentru altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia beneficiator beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. De cealaltă parte, primarul a recunoscut atunci că fiul său a fost angajat ca personal contractual, consilier în cadrul primăriei Crișeni, pentru o perioadă de circa 3 ani, dar afirmă că dispoziția de numire a fost vizată de legalitate și de secretarul comunei și de instituția prefectului.